Dalin Dahăr, 28 februarie, convocat cu dispoziția primară numărul 70/20/2019. Suntem în prezența majorității consilierilor. Ședința este legal constituită. V-aș supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din 31 ianuarie 2019. Dacă îl votați, cine este pentru, împotrivă, abține cineva. Pentru bunul mers al ședinței, v-aș ruga să faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Hangar. Domnul Sorin. Domnul Sorin. Cine este pentru propunerea făcută? Mulțumesc pentru acordare. Vă spun și eu un bun venit la ședința din 28-a 2-a și avem pe ordinea de zi un prim proiect, proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna ianuarie 2019. Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice pe 2019. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Și la 4 avem diverse. Dacă vreți, eu o postez în control. Dacă vreți să vă prezint raportul acum, dacă nu la viitoare. Dar să-mi prezint acum, am pregătit. Acum aș vrea să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Mulțumesc. V-aș da cuvântul domnului primar pentru primul proiect. La primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contrării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personal didactic. Pe luna ianuarie 2019. La alineatul 1 se propune aprobarea de contrării contravalorii pe mijloace de transport ale personal didactic în sumă de 2280 de lei pentru luna ianuarie. Așa cum știți, anexat, există dosarul cu toate documentele care stau la baza de contări, bonuri de transport, rute și așa mai departe. Da, mulțumim. Supunem la vot. Discuții. Dacă avem discuții pe tema, la proiectul ăsta. Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice pe anul 2019. Domnul primar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pe anul 2019. La articolul 1 se aprobă programul anual de achiziții publice al Comunei Strugari pe anul 2019. Conform anexei care face parte integrată din proiectul hotărârii. La anexa numărul 1 din proiectul hotărârii, eu v-am prezentat dumneavoastră toate cu cele două puncte care se vor adăuga privind marcajele și un proiect pentru alimentare cu gaz. Domnul președinte, dacă sunt discuții pe ce ne-a prezentat domnul primar, domnul Tropin, domnul Hangar. Aș vrea să spun că tot ce s-a făcut ca și propuneri pentru investiții pentru comuna noastră este un lucru foarte bun. Să dea Domnul să realizeze măcar 25-30% din cele propuse și ar fi bine. Da? Omul trăiește cu speranță, așa că trăim și noi cu speranță că poate vom prinde câteva proiecte, măcar unul,
Avem nădejde da. Și speranță în domnul primar că poate să... V-ați întrebat dumneavoastră cuvânt, trebuie domnul Handan, am completat-vă, domnul. Nu, și eu vreau să spun că e foarte bine că s-au prins cât mai multe... cât mai multe din ce trebuie făcut pentru comuna Strugari și să sperăm la fel, pentru că e nevoie de bani ca să ducem la bun sfârșit cât mai multe din ceea ce v-ați propus, domnul primar. Da, mulțumim, domnul Handanu. Dacă mai are cineva? Noi v-am spus, astea toate le strângem. Depinde acum de sursele de finanțare care o să fie și de puterea noastră de a fost finanța proiect. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Mulțumim. La oprirea proiect al ordinii de zi, privind analiza studiului de înscrierea datelor în registrul agricol pe anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru a EFI, va fi EFI, de ce e exact activitatea? Având în vedere că este sectorul unde domnul secretar ghirează într-un fel activitatea celui de la Registrul Agricol, îi dau cuvântul dumnealui ca să sticuiască ceva de raport. Avem obligația să aducem la conștiința Consiliului Local, semestrial, date privitor la înscrierea datelor în Registrul Agricol și să aprobă un plan de măsuri pentru eficientizarea activității. Tot știți de aici, că Registrul Agricol e un document oficial de evidență unitară în care se scriu date privitoare la gospodării, animale, curți, terenuri. Automat, fiind o activitate de importanță covârșitoare de punctul de vedere pentru primărie, pentru că de la Apia până la impozit. Întotdeauna există loc de mai bine. Noi am înscris la ora actuală, toate datele sunt înscrise, atât scris cât și în electronic. Am început Registrul Agricol Național în format electronic, sunt băgate toate datele, cu mențiunea, că sunt băgate doar datele care avem acte de proprietate. Adică unde există act notarial, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, avem băgat fiecare parceluță, fiecare carte funciară, fiecare suprafață de teren. Acolo unde avem sub alte forme, găsim, trebuie să muncim să găsim o soluție cum putem să introducem datele respective. Sub alte forme, știți foarte bine ce înseamnă, e 80% din populația comunei Strugari, acele hârtii din mână, care s-au perpetuat de-a lungul anilor. Suntem acum în situația la nivelul anului 2019 să le gestionăm. Sunt la urma noastră. În Registrul Agricol mai avem și registrul ăsta, registrul nomenclatorului stradal. Și acolo am început să punem date privitoare la registrul nomenclatorului stradal. Eu zic că pe Registrul Agricol, anul trecut, știți foarte bine, era doamna Popa Claudia, din păcate, la 1 decembrie s-a realizat un transfer la Primăria Comunei Purțeni. Am delegat atribuțiunile în formă de plină, domnul primar a delegat atribuțiunile doamnei Comunescu Liliana, care va fi titularul postului. Eu îi dau tot creditul necesar, domnul primar, același lucru și sperăm că vom continua activitatea care, din punctul meu de vedere, a fost foarte bună până acum, să o ducem în continuare cum trebuie. Din punctul meu de vedere al persoanei care coordonează și verifică Registrul Agricol, la ora actuală zic că suntem cu un Registru Agricol performant undeva în topul județului Bacău. Oricine care ar avea din curiozitate din la dumneavoastră să verificați, veți vedea însuși prin faptul că te duci cerul adeverință de la Apia, ți se liberează în 2 minute pentru un simplu clic. Asta înseamnă că s-au muncit și s-au băgat de acolo. Ați văzut în proiectul de hotărâre despre ce-i vorba. Până la urmă se referă la înscrierea datelor în format electronic și în format scris și Registrul Agricol Național în format electronic. Noi zicem că stăm bine la acest lucru. Cam atâta. A, și dacă tot suntem la capitolul ăsta, vedeți că a început campania la Apia. O să primiți scrisori pentru a vă prezenta. Dacă aveți modificări, la doamna Iuliana modificăm, arenți sau alte lucruri, da? De. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul secretar. Acum, Registrul Agricol este evidența, în principal, așa cum e denumirea, de a evidenția în registru suprafețele și tablarele de teren, atât agricol cât și pădurii ale oamenilor. Noi spunem că suntem bine, că suntem undeva la 80%.
la 80%, cu perspectivă de a fi mai bine, de a ne înregistra terenurile toate care sunt la nivelul OAT-ului. Adică dacă noi la nivelul OAT-ului avem 6.000 de hectare de teren, așa, cu toate eforturile, nu toți oamenii au înregistrat tot terenul înregistrabil. Fac referire aici la cei care au luat titlul de proprietate, să spunem, 94-95, au luat titlul de proprietate, documentul, da? Au plecat, o parte din teren l-au vândut, o parte din teren care nu l-au vândut, mă refer la străinași, care nu l-au vândut, este pe titlul de proprietate, dar nu se plătește pe el impozit. Pentru că nu v-a asumat nimeni, să înțelegeți mai bine. Dacă eu, ca proprietar sau Vasilii sau așa, de vreau am cumpărat, să spunem, de la Măgirescu Emil o suprafață de teren cu construcții și el mai are o bucată de teren în câmp, el a vândut aici cu construcții, mai are 20 prăjuni, 3600 metri pătrați în câmp, el a fost interesat pe care, pe care ce se poate vinde. Mie nu mi le vândă cu acte. Da. Eu ce fac să stăpânesc, eu ar trebui să-i plătesc. Da. E realitate. Mă repet și dai bine să înțeleagă toată lumea. Comunele mai izolate, comunele unde terenul are valoare mică. Interesul este redus. E direct proporțional cu distanța față de oraș, ca să înțelegeți, da? Cu cât suntem mai departe și pământul are mai mult și mai puțină valoare, cu atâta omul nu are interes de a-și revendica terenul, de a-și înregistra, de a-l plăti. Și interesul nostru administrație este ca toate terenurile care nu sunt declarate să le prindem în registru ăsta, să fim mai eficienți în a aduce terenul aici, în a-l plăti și avea întreaga suprafață registrată undeva. Dar mă repet, îți poate... Pe parcursul timpului, ați văzut, o mare parte din oameni care au plecat și terenul nu era lucrat, și nu-i mai dai importanță, au venit asociații și acum marea majoritate vine că dacă tot se lucrează, să ia și el ceva. Adică am nu a pus problema că dacă tot îl are, să dea și el ceva. Numai să ia ceva. Hai să înțelegeți, omul când are de luat, vine el și zice. Bineînțeles că noi atunci îl întrebăm, nici acum, și nu acum 10 ani. Acum, stând aici și vorbim de registru, eu vreau să ajung unde vreau să ajung. Adică, fiecare proprietar de teren ar trebui să aibă datoria asta. Fiecare om care nu mai este proprietar, are cedat, nu știu ce, sunt copii care nu dau importanță că au terenul ăsta, că trebuie să-l respecte. Dar vine cadastrul general, ușor, ușor, și ajunge în diferite locuri, se fac înregistrări pentru foștii proprietari, adică celor care au titluri de proprietate, se intabulează automat. Și atunci când se va intabla, el figurează acolo, defunctul XY are teren în talaua D și va figura undeva, automat, se duce și în registrul agricol. Brânebră. Există cartea funciară. Pentru că va fi cartea funciară și sunt obligat cartea funciară să o înregistrez. În registrul agricol național asta în nou. În care deja lucrăm. Da. Pe de o parte. Și pe altă parte, sunt foarte multe cazuri care le-am întâlnit. Să spunem că eu am o suprafață de teren la Fundoaia, de un hectar de teren, și când ne ducem pe teren, pe titlul de proprietate, da? Și când ne ducem pe teren, când face ridicarea topo, el are un hectar și 10 ani. Da? La lățimea pe care o stăpânește și la lungimea pe care o are, îi dă 1 și 10. 10 ani aia rămân rezervă. Rezerva comunii. Păi da. Rezerva OAT-ului, da? Perfect. Ne-am întâlnit cazuri când rezerva... Păi da, pentru că... Am întâlnit cazuri când rezerva OAT-ului, în capătul unei șurini, da? Este de 30 de ani, 40 de ani. Pentru că în 1962, înainte de 1962 de colectivizare, oamenii nu și-au declarat în totalitate atât cât timp. Și au căpătat titlul de proprietate conform registrul agricol. Ei au șansa să verifice toate măsurătorile de sistematic, vin și se afișează. Există un site pe care ei afișează și ar putea să vină să spună doar... Ce fac cu diferența? Hai să fac cerere! Sau care este și răspunde. Uite că
s-a descoperit în capul bucății mele o rezervă de 2000 de metri pătrați. Trebuie să-și facă un plan de situație, totul, să-și capete de rezervă aia, să-și capete din. Constituirea dreptului, legii de proprietăți, să-i reconstruim dreptul din proprietăți, diferența de teren. Cazul, dacă nu? Cazul, asta nu prin prefectul, numai prin ordinul prefectului. Nu, drag, ordinul prefectului se va atribuire de teren în proprietate, nici vorbim de reconstituirea legii de proprietăți, pe legea 18, pe evidența înainte de colectivizare. Dar nu e asta o problemă. Ideea este că trebuie să înțelegeți lucrurile astea ca să puteți spune mai departe. Există acum o șansă unică din punctul meu de vedere. Și mai ales la legea asta 231, avem posibilitatea pe declarațiile persoanelor care sunt vecini cu cei care stăpânesc terenul, să putem face un dosar corect, să-l transmitem comisiei județene și să ajungem într-o finalitate la eliberarea unui titlu de proprietate. Singura condiție care o are omul este de a cheltui niște bănuți să-și facă planul de situație. Atâta. Adică e singura problemă mare. E mare că scoți banii în buzunar. Pentru că noi avem la ora actuală în jur de vreo 300 de hectare de hotărâri, de retrocedare, de reconstituire. Și oamenii toți care au hotărâri de reconstituire, nu, vă dau un exemplu. Terenurile care le știm noi din Pădoage, da? Pădoage, ține și Pădoage, știi toată lumea bucată de acolo. Pleacă și se ducea pe, în continuare pe fostul islaz. Fostul islaz, oamenii l-au cerut. L-au revindecat. El, pe diferența de la Arabia până se duce în dealul Răghitișului, pe dealul Sabiei, pe fostul islaz, trebuie să-și întocmească fiecare plan de situații ca să poată căpăta titlul de proprietate. Și nu este nici mai mult, mai puțin într-o singură parcelă, adică 96 de hectare. Problema se pune nu că oamenii n-ar vrea, de fonduri. Pentru că 300 și ceva, 400 lei, costă un plan de situații. Indiferent cu cine se face mai mult. Plan de situații, nu documentat. Să înțelegeți, deci degeaba am partea juridică, o dărea Comisiei Județene. Iau partea juridică a dreptului de proprietate. Dar ca să ajung la finalitate, să aibă hârtia scrisă în mână, îmi trebuie acel plan de situații, făcut în stereo 70, că e piesă fundamentală în baza legii 165 din 2013, când s-a făcut centralizarea. Fără acel plan de situații, nu se mai poate elibera de titlul de proprietate. Adică, ați înțeles? Am hotărâri pe aproape 300 de hectare, dar eu nu pot elibera titlul de proprietate la 300 de hectare, până când omul nu vine și merge documentația cadastrală. La 231. La legea asta care a avut temeni de acerilor pe data de 5 decembrie 2018. Și asta înseamnă că cine depune, cine depune după nu mai intră la... Nu, dar noi avem de la articolul 23, nu se poate scrisul. Noi avem depus până acum un număr de 47 de dosare. 47 de cere. Se referă doar la terenurile care sunt curs construcții intravilan. Deci oamenii care au terenuri cumpărate sub diferite forme după colectivizare până în anii 70 sau până la apariția legii condiționale, vin la noi acum, depun o cerere precum că solicită curtea și construcții, solicită un document, un titlu sau ordinea prefectului pe suprafața respectivă și face planul de situație, îl depunem la oficiul de cadastru, să verifică realitatea și datele și bazele coordonate, că dacă este așa ceva, e să dă titlul de proprietate. Asta ce, ce a apărut ordinul care e legea după 165 și legea asta 231. Sunt și norocoși care au fost înainte de 165, de 185 sau 231 și care au căpătat titlul de proprietate. Mai sunt și pentru consilieri care au norocoși. Poabul, da. Da. Mă întrebați de-a fost ce vedea. Întrebați. Deci cineva o cumpăra de suprafață. O cumpăra în formă autentică? Cu acte regulă. Acte regulă, da. Post-revoluționar sau? După revoluție, după 2004. 40 de ani, sau 5.900 de ani. Da. Acum aici vrea să ne dezmembreze bucată, da? Ok. Și la măsurători tot așa cu 7-800, 1000 de metri plus. Nu, există o toleranță admisă, nu se poate trece peste toleranța respectivă, iar diferența găsită la măsurătoare rămâne chiar așa să scrie. Găsit la măsurătoare, inclus, în posesie fără documente. În posesie fără documente.
Depinde de domnul sau doamna notar ce se întâmplă. Dacă e vorba de 600 de metri, nu e o problemă. Dacă e vorba de 6 mm, e o problemă. Nu e vorba de 2 mm. Dacă e, să zicem, o toleranță de 10%, nu e o problemă. Eu știu că până în 3% se acceptă. Până în 3% din suprafață, ce știu eu. Dacă e 10%, se va găsi exact. Adică găsit în acte cu o suprafață, găsit la o măsurătoare cu o suprafață, dar actul se va face în baza cărții funciare. Deci actul este făcut. Și cartea funciară va fi numai pe 5900 sau altceva. Depinde cum e acceptată toleranța din actul de proprietate și normele metodologice de la cadastru. Nu, acum să vă spun cum a fost. Cum gândesc eu cu fost. Dacă a fost un act făcut înainte de 97, nu, o zis că e 2004. 2004 a făcut actul. Că de-am uitat, ce-am întrebat? Dacă este făcut în 2004 e cam greu și există de... documentație cadastrală, este sigur. Și în actul de vânzare, cumpărare este prin stoc, deci nu fie prin locale, adică să nu fie pre schițe de ruletă. E prins conform titlul de proprietate. Și este schițe cadastrală. În 2004 nu puteai să faci, să faci un act civil fără carte funciară. Este schițe cadastrală, da. Făcută tot într-un... În stereo. Sau e făcută cu anexă, făcută la primărie. Cu anexă, făcută la primărie. Dar în 2004 nu se putea. Se putea. Zic, 2004 nu putea. Dar nu contrazic, n-am... Deci în 2004 nu se făcea cu... Dar e o diferență de 670. Acum, haideți să vă spun o altă chestie. Eu țin minte că Viorel a cumpărat tot așa în locale făcut. Da, domnul, așa este. Ei, sistemul de măsurare locale nu este tot una cu cel care este în stereo. Și cei care au măsurat în locale, e bine ca să... Tu ai cumpărat. Ai făcut și carte funciară? Da. Așa. A făcut ulterior. Se pot face, acum, dacă ai număr cadastral începând cu 60.000, se pot face și nu ai. Să trebuie să faci reactualizare de bază de sistemul. Pentru că, de locali fiind, ai carte funciară, cu număr de intabulare, dar pe tine nu te găsește în, nu te găsești în evidența lor. Evidența națională. Deci, dacă tu ai evidența, când te uiți pe ETA, cum îi spune. Primar, același lucru am pățit-o aici la Strugari. Da. Aici la Strugari era sistem local. Noi vă învățăm de bine. Nu, e o chestie, să știți că nu. E o chestie foarte se importantă. Se poate băga cineva pe sitire, dar exact. Nu e stereo. Deci, nu se poate băga, se dar are carte funciară, ți-a terenul, nu că se poate păi băga. Da, ține un punct. Actul fundamental, deci cartea funciară poate... Este actul. Este mai important, poate băga prin sine. Au fost situații când doi proprietari cu acte valabile, amândoi, au câștigat cel cu cartea funciară și nu s-au mai putut face nimic. Corect. Deci cartea funciară, vă recomand la toată lumea, este actul fundamental al proprietății, pentru că acolo îți spune coordonate, îți spune lungime, îți spune lățime și îți certifică actul de proprietate. De asta și noi recomandăm la cei care sunt la APIA, mai ales la oamenii care au și suprafeții mai mari și care beneficiază de bănuți, să-și facă planul de situație, nu costă mult, și mai ales dacă ai teren mai grupat, 5, 6, 7 hectare, da? Păi, domnule, un plan de situație, figurezi cu coordonate, acolo și te fixează exact unde ești, pentru că ori să vină un control la dânsul, și te duce și îl găsești acolo unde îl pune pe plan, domnul Danaț, da? Și că se duce și o măsoare efectiv pe teren, că ai, vin cu GPS-ul, băi, să vezi la apie acum. Vin cu GPS-ul la monitorizare și te găsești suprapus, peste laser, peste... și așa mai departe. E recomandabil pentru cei care au suprafeții mai mari. Și amândoi milităm pentru, gândiți-vă, nu neapărat acum, gândiți-vă spre viitor. Tot timpul trebuie să gândești ceva peste 10-15 ani. Trebuie lăsate lucrurile pentru moștenitorii voștri. Trebuie lăsate lucrurile cum trebuie. Beneficiarii care vor fi... E păcat de la Dumnezeu că mai sunt soluții. Nu trebuie neapărat să vă gândiți la 1.000 de lei sau la 2.000 de lei. Acești 1.000, 2.000 de lei, iar deci acum o să aibă valorificare undeva mai târziu. PC-ul de astea, pentru planul de situație. Da. O să... E bine. Bani, loc la bani se găsește oriunde, dar 10% acolo, cum se spune, în termen... refinanțare. Refinanțare de... Bani pe refinanțare. Da, mulțumim. Da, mulțumim. Da. Îl votăm că l-am discutat destul. Cine este pentru? Da. Și
dacă am mai discutat două ori, și atunci am mai învățat câte ceva. Mai, mai sunt lucruri care... Trebuie mereu spun și noi la așa nu observăm. Nu-i foarte complex. La diverse, vă rog. Cine are... Se va aduc la cunoștință raportul ăsta de control. Ieri a fost controlat în fondul de asociația prefectului. Din partea prefectură, văd domnul Buru, consultantul prefectului județului Bacău și domnul consilier juridic, Lotaru Silviu. Au fost verificat domnul primar și domnul secretar, ca să știți. Adică întreaga activitate de legalitate a actelor administrației publice locale, tot ce înseamnă demers administrativ. Eu nu am luat pe parcurs. Vă spunem că tot ce înseamnă legalitate este coda. Deci nu avem nicio măsură dispusă privitor la hotărâri, la dispoziții, la legalitate de mers la administrație în sine. Nu avem nicio măsură prin care să ne spună că am făcut un rabat de la legalitatea de mersurile administrative. Nici un centimetru stânga sau dreapta. Toate dispozițiile nu au fost acordate contencios, toate au fost cu rapoarte de specialitate, toate au fost emise de domnul primar în condiții de lege. Toate hotărârile Consiliului Local au fost adoptate cu prevederi legale, nu avem nicio hotărâre sau vreo aviz de a ataca contencios de cineva, nicio hotărâre sau o dispoziție a primarului. Referitor la convocări, la consemnări, la dosare, la tot ce înseamnă procedură, la tot ce înseamnă relații primar-consiliul local, tot ce înseamnă activitate intrinsecă a primăriei, nu s-au găsit niciun fel de probleme. Hotărârile au fost contrasemnate și legalizate. Arhiva situației hotărârilor și dispozitivului în regulă din toate punctele de vedere. Tot ce înseamnă hotărâri cu caracter normativ au fost aduse la cunoștința publicului. Spre informare. Mă refer aici la taxe și impozite locale, mă refer la CUP, mă refer la actele administrației care au un impact asupra populației. Privitor la tehnica legislativă, același lucru nu s-a găsit niciun viciu, în sensul că actele administrației publice locale se redactează respectând niște norme tehnică legislativă. Nu pot să faci cu caracter 12 sau să faci în afară de Times New Roman. Sunt niște lucruri, trebuie să folosești de acritice, niște lucruri de delegare a atribuțiilor stare civilă. S-a făcut prin dispoziția primară, știți cum mă ocup eu. Autoritatea tutelară tot la fel. Planurile urbanistice sunt în regulă. Noi am făcut o prelungire de PUG. Suntem în faza de avizare. Am avizat, dacă v-ați stat din decembrie, din principiul PUG. Așteptăm avizile de la instituțiile statului și undeva în termenul noi rezonabil, o să fie aprobat un plan urbanistic general. Avem și un plan de integritate, prin care domnul primar a dat o declarație că respectăm, suntem conform cu anticorupția și luptăm pentru a avea o administrație transparentă. Privitor la legile importante din punctul de vedere CESE 44 și 52, vorbea transparența decizională și liberul acces la informații de interes public. O avem desemnat cu doamna Căruș și Ioana Lavinia. Avem buletin informativ, toate actele au fost puse cum trebuie, toate raportările au fost transmise în termenul legal. La consilierii etică, în vorba de codul de conduită a funcționarului public, avem desemnat cu domnul Gabriel Mina Mircea, care și dânsul și-a făcut treaba foarte bine, a făcut rapoartele an de an, și nu-i cazul, dar sunt convins că dacă un funcționar i-ar cere sfatul, i-ar da toate lucrurile la reconsilia în sensul bun. Privitor la gospodarea localității, știți că am dat o hotărâre în 2017. Aici, eu zic, să aveți grijă să, prin care am spus, că fiecare cetățean are obligații, îl avem și dreptul, dar avem și obligații. Să întrețivim zona, să curățăm șanțul, să mai vărâim ceva, să mai facem altceva. Noi ne-am făcut datoria din punct de vedere al actului. Avem așa hotărâre. Acum rămâne cetățenii și instituțiile publice și agenții economice să respecte lucrurile astea. La situația de urgență, iarăși am avut un punct foarte bun. Totul e gestionat cum trebuie. Avem dosarele la punct și oricând a fost un cod. Cam am cod galben, dar nu cod portocaliu, cod roșu, n-a fost cazul. Sperăm niciodată să nu avem cod roșu. S-a asigurat permanența și s-au dispus întotdeauna de către domnul primar măsurile legale care se impun în situațiile de cod. Că știți foarte bine că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, trebuie imediat convocat comitetul local de situații de urgență, trebuie intervenit, trebuie comunicat, trebuie sprijinită populația, trebuie abonat într-un anumit punct. Avem planul ăla, parul ăla care l-a votat anul trecut,
Și eu zic să n-avem niciodată în Clotul Roșu, e medic. Comitetul? Comitetul unic, am trecut de vreo 3 ori, da. La fondul funciar, de asta și domnul primarul m-a mai punctat cât un pic în fiecare, suntem în regulă. Trebuie doar să actualizăm datele de la Comisia Județeană, Comisia Locală. În sensul că trebuie să punem lucrurile de comun acord. Nu a ieșit o suprafață, deși a ieșit altă suprafață. E hotărât? Acum o să punem toate lucrurile la punct și corelăm datele. Adică, deși ca procedură, ca convocare, ca proces verbal al ședinței, ca toate lucrurile astea, totul e în regulă. În schimb, trebuie corelate datele să ieșim la aceeași suprafață. O să trebuiască să facem, să reactualizăm Comisia Locală de Fond Funciar, în sensul că sau se vor schimba doi membri. Domnul șef de ocol era trecut, domnul Coțoveanu, am înțeles că ești la pensie și trebuie pus doamna Vasilvai, iar de la OCPI, din locul domnul Bălțătescu, care știu să-i trag de a ieși la pensie, o să vedem ce persoană va fi numită ca să completeze, să actualizeze comisia. Comisia în sine rămâne în 7 membri care au fost, dar înlocuim acești 2 membri. Ce să vă mai zic? Când bine, are... aici avem tot de la noi un consilier, de exemplu, avem de la în comisie pe domnul Lazar. Depinde dacă vrea să mai fie comisie. Da, de ce să nu trăim? Dacă ne spuneți să vă înlocuim, noi vă înlocuim. Dar nu, no, ales pentru că ne-ai pierdut este omul vârstă și... Da, cunoaștem. Chiar e un punct puternic, că pentru noi, de dacă... Bun. Nu mai zic ceva. Acum nu le-am spus, de fratele Obama, de fratele, sunt obligat în fiecare an să fac cursuri de perfecționare și chiar MSI se vor aloca fonduri pentru perfecționarea secretarului, în sensul că o dată pe an trebuie să mă duc la nu știu ce cursuri. O să vedem. Noi o să prindem acolo 2.000 de lei, 3.000 de lei, dar cred că o să-i punem la rectificare să faceți altceva cu bani. Vedem. Cam asta. Dacă aveți curiozitatea să-l citiți, trebuie v-am venit să... Am ieșit chiar mai bine decât speram și eu. Bineînțeles că domnul Bură a văzut și rapoartele dumneavoastră de activitate. Aici ce să vă zic, v-am putut eu, dacă ați înțeles. Nu, dar le-a văzut. Le-a văzut. Și e bine, e bine că așa anul ăsta să-l... M-a întrebat din 11 de ce am 5. Nu, e bine că așa anul ăsta să-l faceți. Dar nu vă reproș. Nu, dar ca să știți, așa cum avem drepturi, avem și obligații. Și anumite lucruri, vedeți, și eu sunt unul singur, poate că dacă nu-i făcut prin dar... Nu e greu un raport. Nu e greu o declarație, nu e greu, dar nu are important. Important e că am ieșit cu bine și să vedem că da. Mai greu ce 2-3 ani, o mai vedeți. Mulțumesc da. Eu. La diverse, dacă se înscrie cineva, mai vezi? Nu, eu vreau să spun legat de raportul ăsta. Controlul ăsta a fost eliberat sau a fost anunțat? A fost control de fond? De n-am trebuit să știu dacă a fost la cerere sau a fost... Nu, pentru ceea ce spuneți, tot ce înseamnă legalitatea... Tot ce înseamnă activitatea primării... Anul ăsta, 2018, a fost scos la control în 2019. Nu numai la noi. Deci, este o tematică care se desfășoară mai toate. Nu este un sau județul. Cred că anul trecut au fost alte localități, anul ăsta... Anul trecut am înțeles că au fost deconcentrate. Da. Anul ăsta au fost consiliile locale. Da, și pe el mai spune și dumneavoastră două ori. Da, eu cred că mă refer la proiectul de hotărâre la punctul 2. La achiziție. La achiziție. Cum o să vă primar că trebuie să facă ce are așa lucru, să avem bani. Dar mai azi o să arăt din estibilitări, să-mi spus că m-a spune și la părere. Da, vise. Eu... Să nu vezi, mai mult de ce vise. Poate? Poate ați vise deocamdată. Da, da, da. Este revenit din mâna cu tuturor în concesiune post la școală, cu operații. Așa. Și se face un parc de joacă pentru copii. Unii post școală, unii... Da, da, da. Unii... Un preșmuit, o prădijoare pentru copii. Nu zic că ar fi mai sigur. Da, eu aș vrea să mai întreb un lucru. Al Romprestul trimis la societăți. Reziliață. Că reziliață... Am vrut să punctăm chestia asta. E foarte important. E foarte importantă care trebuie să... De asta și îl trebuie. Noi deja
Adică și tu ești divizat. Ești divizat, deci ar trebui să stai. Chestia e foarte simplă. Deci toți agenții economici vor plăti. Toți agenții economici vor plăti. Toți, inclusiv școală și primărie. Am înțeles. Vor plăti această sumă de, care este echivalentul a 14,99, 15 lei. De angajat. De persoană, de angajat. Plus administrat. De exemplu, dacă la dumneavoastră. E persoană, e administrator. Ai administrator și un angajat. Corect, 14,99 ori 2. 14,99 ori 2, 30. Plus 15, plus 15. Pe punct de lucru. Pe da, punct de 15, 15. Și unde ai angajat, 30. 60 în total. 60 pe lună. În total, pe toate, pe lună, da. E 15 de angajat plus administrator. Dar unii punct de lucru nu mai punem administrator. Punem doar o persoană, înțelegi? Doar o persoană. Deci în cazul ăsta... E așa e corect. Ai înțeles? Am înțeles. Dacă sunt 2 angajați, e 30 plus administrator. Dacă sunt 10 angajați, sunt 3 milioane plus administrator. Uite, spre exemplu, băieții care au agenții economiei cu albinii, da? 15 lei plătești. 15 lei, nu mai plătești și el. Dar așa nici eu, dacă mai ieri de cât putem. Adică, de exemplu, cum e... Și la mine, 30 lei, nu mai e 72, nu? Dom'le, despre asta vorbim, 60, despre asta vorbim, pentru că totuși este o cheltuială, era o cheltuială extrem de mare. Anii ăștia începând de la 1 februarie, trebuie să iau. Păi și altceva ce trebuie să luăm noi în calcul. Trebuie să luăm în calcul, ca și Consiliul Local, scăzut ianuarele sau o să plătim în fiecare lună. De la 1 februarie sau... veți plăti în fiecare lună la primăria Comunii Spugar, ce v-am zis ianuarie eu. Avem hotărâri de Consiliu, avem hotărâri de Consiliu, dar am adoptat cu anexare, 14,99. Și am zis să ne ducem pe alea, ca să nu facem rău. Că dacă făceam un proiect de hotărâre pentru alte cifri, ieșeam mult mai scump. Și am să fel următor. Păi dacă tot avem anexa transmisă de ei cu 14,99 pe persoană pentru utilizator non-casnic. Am să fel următor. Ai un angajat? 14,99. Ești administrator? Plus încă 14,99. Acolo unde nu sunt angajat, plătești doar administrator. Ați înțeles? Da, domnule, în corect. Cazul tău, plătești cu dat, repet. Da, unde ai angajat administrator plus așa și dacă ai două puncte de lucru, încă 30 de lucru. 60 pe tot. Eu zic că e în regulă. E în regulă, adică e o chestie care... Sunt ai chitanță aici la primărie și chitanță o decontață... O decontață în contabilitate, da. Corect. Dar să uite, era un lucru foarte important. 1 februarie, deci de... Chimâi! Da, vă mulțumesc. Încheiem ședința de astăzi și vă mulțumesc pentru participare și pentru încredere.